Voi fi același om care vrea să realizeze proiecte bune pentru oraș, alături de primarul ales, în proporție de foarte mare pentru electoratul nostru, și voi ține cont de acest lucru, cu siguranță. În campanie v-ați bătut. Lăsați lupta electorală pentru a lucra alături de Valentin Vrabian? Nu, în campanie mi-am prezentat proiectele mele, nu m-am bătut, ci pur și simplu a fost o competiție. Am mers într-o competiție în care am prezentat proiectele pe care vreau să le realizez în acest oraș. Sunt convinsă că aceste proiecte sunt acceptate de echipa domnului primar și sunt convinsă că vom face lucruri bune pentru oraș, pentru că suntem oameni care își doresc lucrurile acestea să se realizeze în oraș. Orașul, într-adevăr, are nevoie de un suflu nou și are nevoie ca ceea ce promitem să și realizăm, și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Este ceva ce v-a ținut în loc să faceți acest lucru până acum și credeți că le veți realiza mai ușor de acum înainte? Întotdeauna viceprimarul are atribuții date de primar. Eu și în vechiul mandat am propus proiecte pentru dezvoltarea orașului, dar cel care semnează proiectele și care le duce la îndeplinire și care semnează este atât primarul sau ordonatorul de credite. E normal că dacă primarul își dorește aceste proiecte, se vor realiza. Dacă nu, acestea nu pot fi duse la bun sfârșit, dar facem o discuție care nu mai contează acum. Am intrat după a doua zi de campanie, la alegeri, deja trebuie să facem o administrație pentru orașul nostru. Și puteți să-mi dați un exemplu de un proiect pe care vi-l doriți cu tot din adinsul să-l realizați în perioada imediat următoare? Deci, alături de proiectele pe care le-am ascultat în zilele acestea prezentate de domnul primar, pentru că nu ascund că am avut discuții cu dumnealui, voi milita de asemenea pentru proiectul de asfaltare, care într-adevăr este, cred că, un proiect dorit de toată lumea, și alte proiecte, locuințe sociale, dacă se doresc a fi făcute, și proiectele care deja sunt în lucru, anvelopare, blocuri, și cu care am văzut că domnul primar a fost deja de acord. Este un proiect pe fonduri europene, n-ai cum să te opui acestui lucru. Proiecte pe planul operațional capital uman, care sunt proiecte orice administrație locală își dorește să acceseze astfel de proiecte, deci nu văd de ce ar fi probleme. Deci cu siguranță că vom fi într-o relație corectă și bună și cu gândul la cetățeni. Sunt convinsă de acest lucru și de aceea am și acceptat postul de viceprimar, deși ați văzut că la primele alegeri am refuzat să mai particip, având în vedere că era o altă geopolitică locală în gândirea Consiliului Local. Aveți un viceprimar PSD, este ceea ce vă doreați? Nu, trebuie să recunosc că nu. Aș fi vrut să fiu un viceprimar din grupul de susținători ce au fost alături de mine de vreo 2 ani de zile. Numai că votul cetățenilor este definitoriu, așa au votat cetățenii Medgidiei. Din consilierii ce au fost votați, a trebuit să se încropească această majoritate, care, spre surprinderea mea, este destul de mare. Și mă bucur că au lăsat deoparte orgoliile, probabil, sau ce i-au despărțit în perioada campaniilor, și au revenit, creind acea atmosferă de care municipiul Medgidia are nevoie. Au început să vină investitori în municipiul Medgidia, iar de această imagine din Consiliul Local depinde probabil foarte mult. Sunt foarte sensibili acești oameni, iar noi trebuie să ne prezentăm la nivelul unui municipiu. La prima ședință de Consiliu ați propus un viceprimar musulman din partea UDT-TMR, tocmai pentru a arăta investitorilor străini să-i motivați într-un fel să vină mai aproape de Medgidia. Credeți că veți reuși să faceți același lucru și cu doamna Vrădescu? Nu, era doar o dorință a mea și un gest corect și firesc de elementară diplomație, să le oferim un semn, un gest de prietenie mai profundă, dar nu cred că influențează faptul că nu este ales viceprimarul pe care l-am propus eu, pe care mi l-aș fi dorit, și asta au votat consilierii și nu pot să
comentez ceea ce au votat consilierii. Acum au ales ca doamna Lumința Vredescu să fie viceprimar, va fi colaboratoarea mea și nu voi face diferență, voi crea același mod de administrație publică transparentă și mie nu mi-e teamă de dușmani, pentru că n-au ce să-mi facă. Atâta timp cât ești corect, transparent, nu te pot agăța sau nu te pot împiedica cu absolut nimic. Și o considerație generală vis-a-vis de Consiliu. Am observat anumite voci din Consiliu, oameni care vorbesc peste noastră, vă întrerup atunci când vorbiți, cel puțin la prima ședință. Credeți că veți avea un Consiliu ostil? Credeți că veți reuși să aveți o colaborare bună și să vă înțelegeți cu ei așa cum trebuie? Asta a fost în prima ședință, pentru că nici dumnealor nu știau cu cine au de-a face, nici eu nu știam cu cine am de-a face, dar între timp ați văzut și dumneavoastră, s-au reglat aceste lucruri și probabil erau orgoliile acelea exagerate de după alegeri, dar se pare că realismul și pragmatismul fiecăruia dintre consilieri a învins astăzi și a fost o ședință de consiliu foarte bună pentru imaginea acestui municipiu. Ce atribuții aveți în vedere pentru doamna Vlădescu? Să știți că în perioada în care am mai fost primar, nu exista o diferență între ce atribuții are un primar și ce atribuții are un viceprimar. Un viceprimar trebuie să te suplinească în orice moment, iar eu voi proceda în același mod, cum am spus, transparent, corect și fără ascunzișuri. În orice proiect de hotărâre nu va exista nici cea mai mică suspiciune, așa că sunt convins că nici domnii consilieri nu vor avea argumente să voteze împotrivă. Ușor, ușor, să știți că vom pune lucrurile la punct.